Universitatea Cluj și CSMinaur Baia Mare au deschis etapa a 15-a diviziei A la handbal masculin. Echipa clujană, formată doar din jucători tineri, a început mai bine meciul, reușind să se distanțeze la 2 goluri. Minaur a preluat conducerea în minutul 20 și a încheiat prima repriză cu un avantaj minim, scor 13-14. Diferența de valoare dintre cele două echipe și-a spus cuvântul în repriza secundă. Minaur s-a distanțat treptat pe tablă, în timp ce Universitatea Cluj nu a reușit să facă față ritmului impus de băimăreni. În final, echipa antrenată de Raul Fotonea s-a impus cu 30-20, reușind o nouă victorie clară prin care se menține pe prima poziție în clasamentul seriei B. Minaur are 37 de puncte acumulate, 2 mai mult față de ocupanta locului al doilea, CSM Oradea. În următoarea etapă, băimărenii vor primi vizita echipei Politehnica Timișoara. Partida va avea loc vineri cu începere de la ora 17. Tot în cadrul etapei a 15-a din divizia A, cealaltă echipă băimăreană angrenată în competiție, Academia de Handbal Minaur, s-a impus la o diferență de 2 goluri în partida disputată pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Echipa Academiei a câștigat cu 31-29, după ce la pauză formația din Craiova conducea cu 17-16. Academia Minaur obține a 4-a victorie din campionat și ocupa acum poziția a 8-a cu 13 puncte acumulate. În runda următoare, echipa antrenată de Florin Mironescu și Silviu Turducan va avea un meci foarte greu pe terenul formației CSM Oradea.